Salut, e 18.30, ne aflăm pe Hunedoara TV și ne uităm la HD Party. În emisiunea de astăzi o să avem două materiale mari și late, unul cu balul bobocilor de la liceu Decebal și unul de la liceu teoretic Traian, unde am văzut boboci frumoși, organizatori plini de inițiativă și idei, care au făcut un mega spectacol din balurile bobocilor la care am fost. Între ele o să avem un material filmat într-o cafenea, în cafeneaua Coton din Deva, cu un băiat care l-am întâlnit acolo când eram noi la Coton. Ne-a făcut o mică demonstrație de trucuri cu cărți, că altfel n-avem cum să le zicem, și o furculiță. Erau de fapt două pe acolo, una s-a împlântat într-un coleg de-a nostru, cred că încă e cu ea în mână sau în buzunar, nu știu. Balul bobocilor al Colegiului Național Decebal, partea a doua, o să conțină o prezentare de modă, o prezentare de modă oferită de magazinul Vogue și designerul de încălțăminte Mircea Florea și, bineînțeles, fetele frumoase din Colegiul Național Decebal. O să avem acolo întâlnire cu blondele din liceul Decebal a bobocilor, întâlnirea a fost haioasă și, bineînțeles, premierea lor, premierea celor mai frumoși boboci din Colegiul Național Decebal. She's a late night wonder.
That's why nothing else matters. Vom invita pe scenă pe creatorul pantofilor, Mircea Florea. Și vom mulțumi reprezentantului de la magazinul Vogue, Ciprian, și hairstylistului George. Niște fete frumoase ne vor arăta că a fi blondă nu este un defect, ci o calitate. Vor fi Oancea Georgiana, te invit în scenă, Andreea Piniac și, bineînțeles, nu putem uita pe Florea Deana, blonda supremă. Bine, acum am văzut și frumoasele blonde, luați-vă ochii de la ele, să invităm în scenă și vedetele din această seară, haideți! Începem. Prima întrebare din această seară este adresată mai mult băieților, așa că pe voi vă voi ruga să scrieți. Boboci, băieți, la ce e mai ușor să renunți? La vin sau la femei? Bineînțeles, următorul este depinde de, iar voi trebuie să completați cu un singur cuvânt. De ce depinde? Aveți la dispoziție 20 de secunde. Începeți! Alo, alo, nu, stânga, nu, stânga! Pe foaie, nu la un foaie! Nu, îți ajunge aia! Scrie peste! Scrie bine! Voi scrieți sau ce faci? A, scrieți! Bravo, bravo! Foarte bine! Timpul expirat! Pixurile jos! Ca la test! Hai că știți doar, suntem la decembar! Blondelor, să vedem răspunsurile voastre! Răspunsul la întrebare era vechime. Diana, alege acum un boboc sau o boboacă. Care crezi tu că a greșit răspunsul? Emil. Păi cum adică depinde de o fată, mă? Păi eu ți-am zis ție să scrii, nu ei. Ea renunță la femei? N-ar fi ok. Acum, Andreea, îți dau legătura dincolo. Andreea? Ce? Vin? Pe cum? Eu v-am întrebat? La ce e mai greu să renunți, mă? La vin sau la femei? Și tu îmi zici vin și tu îmi zici fată? Ciudat. Haide, George, tu cine crezi că o greșești? Diana. Ce? Calitate, ai fost pe aproape, să zicem. Bravo ție! Ok, acum hai să trecem și la următoarea întrebare. Schimbați foaia.
prima oară, totuși arătați la juriu să vadă și ei ce ați scris. Varză! Varză! Voi ce ați scris? Vin, iară vin, iară vin! Toți veniți! Vechime! Vin și voi, văd că depinde de femeie. Bravo! Ok, trecem la următoarea întrebare. Ce trece prin cap unei muște când se izbește de parbrizul unei mașini? 20 secunde aveți la dispoziție începând acum! Spun răspunsul, spun răspunsul. Îți spun, îți spun răspunsul. Hai să-mi bat pe lângă. Ce trece? Ce trece prin cap acum? Nimic. Am așa așteptam. Ai terminat, nu? Ești mândru, nu? Bravo! Bun, pixurile jos. Haideți, blondelor, să vedem răspunsurile voastre. Tu nu le mai... Ție-ți mai dăm niște timp la dispoziție. Bine, răspunsul era oricum fundul. Sau dosul, cum mai zicem noi. Acum, Diana, după ce l-ai scris și tu, arată-mi și spune mai exact ce boboc a greșit. Denis, dragă. Au, frate! Au, păi îți dai seama că o flecește. O flecește, nu mai are ce să zică. Au. Andreea, tu cine crezi că a greșit? Denisa. Mie mi-a răzut, dragă. La țintă. Musca sinuțigasă, frate. Georgi, tu? Raluca. Ralu, hai să vedem. Au. Voi ați copiat. Deci voi ați copiat să... Bine. Bine. Ok, hai să vedem răspunsurile pentru fiecare pereche. Fundul, fundul. Ferrari. Îi trece un Ferrari prin cap. La țintă, nimic. Nu-i trece nimic. Fundul, fundul. Următoarea întrebare, aș vrea să fiți un pic mai atenți la ea, este mai lungă și poate nu o să înțelegeți prea bine ce înseamnă. Ce are Brad Pitt prea scurt? Nu vă gândiți la prostii, fetele. Schwarzenegger prea lung. Madonna n-are, frate. Iar papa nu-l folosește, că nu-i trăvă lui, că el-i șmecă. Nu. Aveți 20 de secunde la dispoziție, scrieți. Nu, deci nu ești de acord cu ea, că te-am auzit de aici. Ai zis nu, nu ești de acord cu ea. Și voi, eu cred că voi vă cam uitați la mine pe foaie de aici de aproape. Frumos vă stă. Iar ai tras foc, eu te-am văzut. Deci de asta îmi face. Păi ori suntem băieți, ori nu mai suntem. Gata, vă băuși pixurile jos. Arătați-ne răspunsurile voastre frumoaselor. Răspunsul corect era numele de familie. Îți curios dacă v-a trecut la vreunul prin cap asta, ca la musca aia. Haide, Diana, cine o greșit? Spune-mi tu. Silvia. Silvia, dragă. De familie. De familie, dragă. Păi cum să zic, dar și... Vață-ne că e un nume... Noi să zicem că spunem jumate din cuvântare, să nu te estupe. Andreea, cine crezi că a greșit? Patricia. Tu, soare! Madonna n-are, e chel. L-ai văzut tu chel la televizor. Mingea lui e în loc de cap. Ia zis bine ce zis. Haide, George, cine a greșit? Alina. Alina. Brațe! Madonna n-are brațe, frate! Și papa nu le folosește, ăla nu-ți mai face cuci, așa-i? Bine, mai boboci, hai să vedem toate răspunsurile. Numele de familie, numele de familie, bravo! Numele de familie, numele, numele, creierul! Creierul, eu nu pot să cred așa, cum să scrii creierul? Vai! Creierul! Așa-i vezi tu mai... care am enumerat.
Iar acum cred că cu toții așteptăm să aflăm cine este Miss și Mister Boboc 2012. Sunteți nerăbdători? Miss Popularitate 2009, Vanessa Vărgaș va prezenta premiul pentru cea mai populară boboacă din generația aceasta. Miss Popularitate 2012, Colegiul Național Decebal, Matei Silvia! Valentin Uilecean. Iar boboaca locul 3 în 2009 a fost Florea Diana. Mister 2009, locul 2, Stoicescu Emil. Să vedem. Anul acesta, locul 2 se acordă Cătălin Morar. Și a sortat. Locul 2, 2009, Tima Rozana. În acest an voi pleca locul 2 Patriciei. Mister Boboc 2009, din păcate a părăsit școala noastră, așa că îl invităm în scenă pe Rareș Drăgoiu să prezinte premiul. Și Togănel Paul. Anul acesta, premiul de mister a fost luat de... David Denis. Felicitări. Iar mai departe, Miss Boboc 2012 va fi acordat de Burza Iulia. Acesta, locul întâi se acordă boboacei, cine credeți? Diana Chirilo. Thank you.
Larion Sebastian e un tânăr care l-am întâlnit noi când atârnam prin cafeneaua Hoton și ne-a făcut o mică demonstrație de anumite trucuri cu cărți și o furculiță, m-a spus eu. Furculița a rămas în Raul, colegul nostru, cred că încă filmează cu ea în mână sau în buzunar, dar o are. Bă, stăteam noi la cafea așa și ne-am întâlnit cu Sebi și ne-a arătat Sebi o schemă care o să vă arate și vă. Da, hai scoate, să vedem. Așa zic, da. Ai văzut cum a primat un pachet? Astea tăie, da. O să apar tu numai, de ce de... Am un pachet bicycle. Adică biciclete? Biciclete, da. Bicycle pe engleză. Am primit 3 cărți care le conține fiecare pachet. Un joker, o carte în plus și o carte dublă. Ok, care dintre voi vrea să amestece pachetul? Eu. Lasă-l în pace. Și la voi care lady, care e bicius? E bicius, e. Da. Ok, Tiberia, împărțim pachetul în 2 jumătăți aproximativ egale. Și alege oricare pachet îl vrei tu. Ok, îl iei în mână și te uiți, alege o carte care vrei tu, le arăt și lor și camerei și după aceea o pui deasupra pachetului, ok? Și îmi spui când mă pot întoarce. Unde deasupra pachetului? Da, deasupra pachetului. Mă pot întoarce? Da. Ok, le-a dat-o și lor. Și camerei, nu? Da. Ok. Acum alege care dintre pachete vrei să le tăiem prima oară. Prima oară, a meu sau altul? Ok, eu îl tai pe al meu și tu îl tai pe altul. După ce îl tai, e pachetul și îl amesteci cât vrei tu. Așa îl pui jos, aici. Aici. Ok. Asta e pachetul tău și ăsta a fost pachetul meu. Da. Ia pachetul în mână și alege o carte la care crezi că eu m-am gândit. Pe care am pus eu deasupra înainte și le arăt și lor. Și spui cum mă pot întoarce. Te poți întoarce, dar unde? Deasupra? Tot deasupra, la fel. Și pui pachetul jos, aici. Gata? Da. Ok. Ce vrei să spun prima oară? Cartea la care m-am gândit eu sau cartea la care te-ai gândit? La care te-ai gândit. Eu m-am gândit la un popă de rom. Ce carte ai pus deasupra? Popă de rom. Și zi-mi ce car- la ce carte te-ai gândit tu. La ce carte m-am gândit eu? 3 de numără și ok. Alege Tiberia orice carte vrei tu aici. Din frută. Ok. Arată-le și lor. Arată-le și camerei. Ok, îmi spui cum pot întoarce? Da. Ok, zi-mi stop. Stop. Ok, pune fata. O ții minte? Da. Ok. Tot așa o să fac, o să aleg 2 cărți. Gândește-te la cartea pe care ai ales-o. Andreea pune mâinile așa pe carte, pe cărți, alege una dintre mâini, îți întoarce. Nu, întoarce. Nu întoarce, mă, asta e. Asta. Bun, mai am un pachet, să dăm la o parte. Da. Ok, un pachet negru cu ăsta am început să mă antrenez. Andreea, alege orice carte vrei tu. Care vrei? Ok, arată-le și lor. Și camerei, o pui aici deasupra. Ok. Chestia interesantă este că acum am pachet, normal ar trebui să fie o singură carte roșie. Gândește-te la cartea ta. Da. Acum te gândești bine? Ok? Zi-mi ce carte a fost cartea ta. Cartea roșie să o vadă și... Zi-mi cartea.
Capa de inimă roșie. Capa de inimă roșie? Să o filmezi și camera? Ok. Capa de inimă roșie? Ok, fii atent. Iau capa de inimă roșie și o pun sub telefonul meu. Acum, zi-mi stop când vrei tu. Stop. Ok, ține minte cartea asta. O țineți minte? Da. Și camera, filmează-te rog. Ok, în regulă, pun deasupra. Acum, în pachet aș vrea să-ți arăt că nu mai e nicio carte roșie, niciuna. Să derulăm așa repede să vadă și camera. Deci singura carte, carte roșie a fost cartea ta, capa de inimă roșie. Și aș vrea să-ți arăt o singură chestie aici. Fac așa. Normal, la viteza pe care am făcut-o, n-am cum să spun carte, nu? Zi-mi ce carte ai văzut când ai zis stop. Serios? Serios? Asta chiar nu înțeleg. Da, putem să atingem? Da, puteți să uitați și în pachet. Puteți uita și în pachet și la carte. Și la asta, la decât, dacă vreți. De tare, mă. N-am un truc pe ok. Fede, ia prima furculiță, inspectează, uite-te la ea, să nu pare nimeni obișnuit. Dă-i cu ea de ceva. Dă-i cu ea să vezi că nu sunt doi sau nu sunt Cristian Gol. Ok, ia-o și pe a doua să vezi dacă sunt regulă. Ok, fete. Hai să filmăm aici. E mai ok de parcher. Fete, drupi, filmează de sus. Ok. Pune mâna pe mărul meu și gândește-te că furculiței, vreau să vreau să vedeți voi, că furculiței îi dai un pic de energie, chiar se miște. Lasă că e bine, e bine. Gândește-te că îi dai un pic de energie furculiței, știi că ea să ajungă să se miște singur, știi să înțelegi? Fiate, fiate. Fiate. Hai. Puneți magnetul. Cu papru? Nu am nimic, mă. Să filmez. Ia. Poate ne zi magnetul. Oh. Încearcă să-mi doi. Atâta. Dar bagă în mână, te rog eu, furculiță. Stop. Te rog eu, răzbână, mă. Ce se bag? Bagă în mână, furculiță. Nu pot. Are antebraț, stare. De la mine, ce-ați boss? Mersi. Mare șmecherie. Bă, să ne chem când faci bani din treaba asta. Da. Când reușesc să aflu trupul, să-i bag la raul, știi, furculița. Aia. Abia așteptăm. Balul de la Liceul Teoretic Traian a avut loc la Sala Sporturilor, a fost un mega spectacol și o să vă prezentăm o primă parte în care bobocii de la Liceul Teoretic Traian și-au făcut intrarea în spectacol și au arătat celor care îi susțin și care au fost alături de ei că merită să-i vedem la TV, la HD Party, pe Hunedoara TV. Deva!
Aoleu, Raule, ce de domnite și cavalerii avem aici. Să știi, să știi. Foarte mulți, foarte mulți. Cred că ar fi timpul să prezentăm și pe bobocii noștri. Dar mai întâi să prezentăm membrii juriului, ar fi da, așa corect. Așa. Și începe cu domnul Gal Francis, Oscar. Vinte Cristian Laurențiu, Direcția Județeană pentru Sport și Tineretul de Oara. Ștaie Liana, Salon Beauty Natural. Țâmpă Radu Bogdan, deputat al municipiului Deva. Și Paulin Inel, director al Deva. Mulțumim juriului și cred că ar trebui să cunoaștem și noi bobocii. Îl uităm în scenă perechea numărul 1. Tu ce cauți aici? Nu. Tu ce cauți mai aici? Ok, trece la perechea numărul 1. Aplaudați, aplaudați că merită. Bună seara, splendidă domniță, și cum te numești? Bună seara, mă numesc Ima Andrei Elena. Și ce ne spui despre tine în această seară? Că am 15 ani, îmi place handbalul pe care și-l practic de 5 ani și din cauza înălțimii mele toată lumea spune pitic, îmi place să citesc, îmi plac provocările și îmi place să ies afară cu prietenii. Mulțumesc că m-ai lăsat să zic și eu ceva. Am și o poziție asta? Ia și tu poziția asta. Bună, brav cavaler, cum te numești? Bună seara, mă numesc Sână Andrei Cornel. Ce ne poți spune despre tine? Place să colecționez arme, sunt arhitect și grafician în timpul liber. Ai făcut vreo clădire importantă până acum sau ai ceva în plan? Am ceva în plan. Și cu armele, ai multe arme acasă? Am săbi, cuțite și arme. Deci ești periculos, nu? Cred că am să te las în pace. Cucu, tu-ți dai seama când se enervează, cum face. Eu las în pace. La mine, la biserică, nu e așa. Mulțumim, perechea numărul 1. Mulțumim. Perechea numărul 2. Bună, cum te numești? Ce ne poți spune despre tine? Îmi place să ies cu prietenii cu rolele, îmi plac machiajele cu schimbici, îmi plac accesoriile și vreau să spun că avem cei mai tari organizatori, cei mai de treabă, cei mai frumoși. O, stafidion! Mă roșesc aici! Nici mai am ce să spun. Aoleu! Raul, continuă! Bună seara și cum te numești? Salut, mă numesc Antonio Caccio. Și ce ne spui despre tine în această seară? Îmi plac drumețile și fotografia. În primul rând, mă bucur că particip la acest bal. Este ceva nou și o provocare în același timp. Dacă toți o să vorbiți așa, eu sunt degeaba aici pe scenă. Mulțumim, perechea numărul 2! Așa că am făcut acum și schimb, invitam pe scenă pericol. Perechea cu numărul 3! Ce de fain mai au! Bună seara și cum te numești? Bună seara, mă numesc Ana Andreea. Și ce ne spui despre tine? Îmi plac sporturile foarte mult, în special vole, motor și fiat. Îmi place foarte mult ca timpul tine, se spune cu aș, îmi place foarte mult și mare. De dans, când ne arăți ceva? Hai să vezi la prima opționată. Oh. Bună, cum te numești? Bună, mă numesc Pădurarul Cosmin. Și ce ne poți spune despre tine? Îmi place sportul, am practicat judo de performanță de 3 ani, dar m-am lăsat. În timpul liber petrec timpul cu prietenii. Și cu cine spun toată, cu cine spune toată lumea că semeni? Cu John Cena. Are dreptate? A? Nu? Da, nu! Și cu mai cine? Tipul de la Step Up. Nici acum. Nu-l vedeți bine, mergi mai în față un pic. Mersi, frate, mersi! Mulțumim, perechea numărul 3!
Perechea numărul 4. Bună seara, cum te numești? Bună seara, mă numesc Popescu Antana. Și ce ne spui despre tine? Sporturile special voleiul și notul și practicatul de 3 ani. Și ce ne spui despre bal? Nu despre bal în sine, despre bal Andrei, ăla din Simeria. Balul acesta este experiența minunată care realmente trăim. Ok, mulțumim, Bucu, ai legătura. Bună, cum te numești? Bună, mă numesc Tudor Andrei. Ce ne poți spune despre tine? Sunt o fire foarte energică, când încep să vorbesc nu mai poate opri nimeni. Primele trei cuvinte care îți trec prin cap acum? After și party. Ai planuri mari? Bineînțeles. Cu cine? Vezi acolo. Aflu eu, am. Afli tu. Am mai auzit așa că ești expert într-o mișcare. Ne poți arăta? Ucu, mai cine, mai și tu o mișcare. Cine te-a învățat această mișcare? Un băiat, Ucu. Kipeșo, îl cunosc. Kipeșo. Mulțumim, perechea numărul 4. Și vine la scenă, perechea numărul 5. Stați un pic, că nu știm ce se întâmplă. Ce-i cu ăsta, Ucule? Faza! Veniți și luați-l! Bună, cum te numești? Bună seara, mă numesc Păcurar Alexandra, dar pe cum îi spun Ada. Și ce ne poți spune despre persoana ta? Pot spune că sunt o persoană foarte vorbăreață, foarte energică, foarte agitată. O fac prieten foarte ușor, chiar și cu organizatorii m-au împietrit destul de repede. Mă bucur din tot sufletul că am fost aleasă să particip la acest bal. Am aflat toți asta deja. Mă gândeam să te fac cumva să râzi și nu m-am așa putut. Auziți ce râsare, auziți? Nu mers asta. Mulțumim, perechea numărul 5. Stai că la... Am, da. Am reușit. Bună seara și cum să mă bătrân și mai uit și eu. Bună seara, mă numesc Luca Dorin. Și ce ne spui despre tine? Îmi place sportul, special fotbal, și mine. Îmi place să citesc, ascult muzică, să merg cu prietenii din oraș. Atât? Dar iar ești pisica la repetiții. Un pic de energie, n-ai primit nici acum. Da. Da, mulțumim. Sunt și eu bătrân și mai uit, măi. Bine. Iartă-mă, te rog frumos. Ok, perechea numărul 6. Nu, fata este la mine. Bună seara și cum te numești? Bună seara, mă numesc Luca. Da, e rog, am te văd mai neagră. Îmi place? Da, foarte. Despre tine ce ne spui? Îmi place foarte mult să schiez, deci să mă distrez, să mă la shopping, să mă prieteni noi. Despre partenerul tău ce ne spui? E super ok. Super ok, atât? Așa scurtă descriere. Bună, cum te numești? Bună, mă numesc Mongoș Flavius. Te poți caracteriza într-un cuvânt? Cu minte. Cu minte, a? Un cavaler cu minte, mai rar așa ceva. Mai pe larg, ce ne poți spune? N-am înțeles. Mai pe larg, ce ne poți spune despre tine? Păi, în primul rând, îmi pare bine că am avut ocazia să particip la acest bal. Sunt o fire mai timidă, dar mă enervez repede. Îmi plac călătoriile, excursiile, să joc fotbal. Tenisul de cât. Unde a fost ultima excursie făcută? Băile Herculane. Ok, mulțumim. Perechea numărul 6. Perechea numărul 6. Da, se vede că ești bătrân. Sunt bătrân. Hai, Ucu, te las pe tine acum. Cu privirea săgetătoare. Trebuie să mă acoper. Bună, cum te numești? Bună seara, mă numesc Brăiloi, Andreea Eliana. Și ce ne poți spune despre tine? Ai uitat să ne spui despre ochii tăi. Da, niște ochi albaștri. Foarte frumoși. Mulțumim! Da, dacă n-ați observat, are o privire extrem de fulgerătoare. De aceea omul nu se poate uita fix în ochii ei.
Dar se obișnuiește cu timpul. Așa e eu, colegi? Nu. Ok. În seara și cum te numești? Bună, mă numesc Fuga Tăcea. În sfârșit am înțeles și eu Fuga și cu Google. Și e ceva rudă cu Facebook. Să știi, Yahoo, ceva. Și ce ne spui despre tine în această seară? Am 15 ani în acest sport, mai ales ping-pong și fotbalul și exercițiul. Cea mai bună țară la ping-pong este? Japonia. Vă barnăm. Mulțumim. Mulțumim, perechea numărul 7. Stai că acum cred că o să știu. Urmează perechea numărul 8. Asta e, Thiago. Ai nimerit, ai nimerit. Cum te numești? Bună seara! Și ce ne spui despre tine și despre frumoasa ta roche din această seară? Atât? Ultima excursie în care ai fost? Italia! Italia și ai făcut mult shopping? Da! Oh. Bătrânel! Bună, cum te numești? Bună, mă numesc Autonomia Andrei. Ce ne poți spune despre tine? Noi îmi place fotbalul, excursiile și sporturile de iarnă. Deși anul timpul meu preferat este vara. Unde e ultima stațiune unde ai schiat? La Pătiniș. Și cum a fost? Te-ai rupt ceva? Nu. Ești expert deja. De costumul tău ce ne poți spune? Te simți bine în el? Da, sunt foarte mulțumit de el. E un cavaler frumos și brav. Mulțumim. Mai ales colanții. Colanții fac totul. Da, da. E latex, frate. Și invităm în scenă perechea numărul 9. Mulțumesc! Asta da, galerie! Cred că mă întreci! Bună, cum te numești? Bună, mă numesc Șobinela Ardea Nicoleta. Ce ne poți spune despre tine? Sunt o persoană optimistă. Văd că ai foarte mulți prieteni, nu? Da! Vă rog toți să ne susținem cu tehnologie pentru România! Haideți cu tehnologie! Da, foarte frumos, mulțumim! Dar se vede că are mulți prieteni! Hai acum să încercăm și băiatul! Cine pentru oarbă? Alții! Bună seara și cum te numești pe lângă oarbă? Așa, și ce ne spui despre tine? Și coafura ta, interesantă! Pentru noi, da, mulțumim, este dulce. Ce ne spui despre tine? Ce să spui, să vă filmezele și place să vă joc pe calculator. Atenție, joc pe calculator. Da, la ce? Și a ori. Cu ce? Suntem în scenă pe regea numărul 10. Cine-i pentru pe regea numărul 10? Cam puțin, cam puțin. Bună seara și cum te numești? Și ce ne spui despre tine? Merită! Invităm în scenă perechea numărul 11!
Bună, cum te numești? Bună, mă numesc Cristiana. Ce ne poți spune despre tine? Că acesta se spune. Și nu ești visătoare. Ba da, foarte. La ce visezi tu cel mai mult? Aflu eu. În seara, cum te numești? Numesc eu Bruno. Eu sunt Bruno, tu zici? Azi. Așa de vreau. Ce ne spui despre tine în această seară? Îmi place să joc basket. Am și jucat doi ani la Chelsea de fapt. Îmi place să ești un prieten din oraș. Bicicleta, la Zoom. Atât? Cam atât, da. În școală cum o duci? Foarte bine. Foarte bine. La ce profil ești? La matematică informatică. Oh, gata, gata. Dacă ești la matematică informatică, mai întreb. Mulțumim pentru... Media nostru, media nostru. Media nostru, da. Respecte, frate. Ai onoarea, Ucure. Ultima pereche e a ta. Ultima și cea, nu cea din urmă. Pereche numărul 12! Înainte să ne luăm la revedere, salut și din alea, trebuie să vă anunț că în 26 octombrie Hunedoara TV o să fie la mega spectacolul Goran Bregović și trupa lui de mormântări și nunți, pentru că acolo o să fie o mare petrecere și cu trupa Hara și cu un show, un adevărat show care Deva nu a mai avut de mult pe stadionul Cetate din Deva. Tot acum să nu uitați de pagina noastră de Facebook, unde o să avem un mega concurs începând de luni. O să fie mega concursul numărul 4 și abia așteptăm să șeruiți, să dați like până sâmbăta viitoare pe Hunedoara TV la HD Party. Salut!